Bună seara, bine ați venit la Back in Business, emisiunea care analizează temele economice importante ale zilei. Vom discuta astăzi despre propunerile privind fiscalitatea, schimbări privind în domeniul fiscalității care vin de la Ministerul Finanțelor. Vom vorbi de asemenea și despre progresul pe care comerțul electronic l-a făcut în ultima perioadă, în această perioadă de pandemie. Până atunci însă, ca de obicei, alături de Andrei Gheorghe. Bună seara, Andrei! Bună seara, bună seara! Doar să prezentăm câteva știri de pe profit.ro și principala știre a serii este legată de piața rezidențială, piața de imobiliară, și anume segmentul de birouri este cel mai afectat de pandemie, un nivel ridicat de incertitudine cu privire la revenirea la nivelul pre-pandemie, noi oportunități pentru piața industrială, segmentul rezidențial și-a revenit rapid. Acestea sunt coordonatele sub care a evoluat piața imobiliară în ultima perioadă. Vedeți știrea pe profit.ro. Avem și o știre legată de Metrorex, care anunță cum va împiedica supraaglomerarea, inclusiv prin limitarea accesului. Avem, știți cu toții, o problemă legată, nu, de situația sanitară și iată, Metrorex anunță o serie de măsuri. Și, în fine, ultima oră, o știre din Statele Unite care dau în judecată Google pentru practici anticoncurențiale. E interesant, francezii vor să supraimpoziteze sau să pună un impozit special pe aceste companii digitale, iar Statele Unite le dau în judecată această companie Google pentru aceste practici anticoncurențiale. Putem spune că este un fel de ofensivă la nivel mondial împotriva acestor companii digitale. Bun, Andrei, astăzi discutăm despre propuneri de modificări fiscale, nu? Exact, și despre ultimele împrumuturi ale Ministerului de Finanțe. Vedem un împrumut destul de mare de pe piața internă de această dată, 342 de milioane de lei. Oferte au fost de la bănci de 410 milioane de lei. Deci bani se găsesc în piață, bani se găsesc în piață. Colega noastră, Raluca, s-a pregătit mai bine pe subiectul acesta și ne poate aduce mai multe date, mai multe cifre. O ascultăm și ne întoarcem la discuții. Bună seara, Raluca, ești. Bun găsit, randamentele sunt în scădere, asta după ce Banca Națională a României a intervenit în piață și a micșorat dobânda de politică monetară de la 1,75% la 1,5% în luna august. Astfel, randamentul mediu la care s-a împrumutat Ministerul Finanțelor Publice a scăzut până la 3,6% de la 4,19% cât era în vară. Rămâne de văzut ce decizie va lua BNR în ședința de politică monetară, întrucât deficitul și deteriorarea perspectivei de rating pun mare presiune pe majorarea dobânzilor. Deficitul fiscal este estimat de guvern la 0,6% din produsul intern brut în acest an, adică aproximativ 91 de miliarde de lei, în timp ce necesarul total de finanțare al statului este de 138,4 miliarde de lei, scrie Profit.ro. Așadar, suntem la Back in Business, vă reamintesc. Am văzut câteva date legate, nu, de aceste împrumuturi despre care ne propunem să discutăm. O veste bună, au scăzut dobânzile la care se împrumută statul român. Știu că a fost o problemă, dobânda ridicată la care contractam împrumuturi. Iată că a scăzut față de luna august, de la 4,19% cât era în vară, la 3,61%. O scădere destul de importantă. Da, o să discutăm și despre acest lucru, însă avem și o știre legată, nu, de anumite propuneri ale Ministerului Finanțelor pentru noi relaxări fiscale, pentru domeniile care sunt atinse, afectate de criză. Îl avem pentru a discuta pe aceste teme cu la telefon pe domnul Emilian Duca. Domnul Duca este consultant fiscal. Bună seara, domnule Duca. Vă mulțumim pentru prezența la emisiunea noastră. Bună seara, vă mulțumesc și eu pentru invitație. Așadar, vă propun să plecăm cu discuția noastră de la măsurile pe care Ministerul Finanțelor le-a anunțat că le vor lua
în foarte curând, în ceea ce privește noi sau prelungirea unor facilități fiscale pentru domeniile afectate de pandemie. Cum vi se par aceste măsuri? Sunt suficiente? Era nevoie de mai mult? Sau, nu știu, putem lua în calcul și ideea de a mai fi restrâns aceste măsuri, deși cred că nu era cazul în acest moment, cel puțin? Da, într-adevăr, situația economică este fluidă. Nu știm dacă nu cumva vom ajunge din nou într-o situație de închidere a unor activități și, prin urmare, este perfect justificată prelungirea unor măsuri de natură fiscală în perioada următoare, în special pentru domeniul Horeca, care este grav afectat, este principalul, să zicem, principala victimă, principalul suferind al perioadei de față, perioadei în care trăim. Da, înțeleg că s-ar dori să existe o scutire de impozit pentru clădiri, ar putea fi redus acesta și o scutire de impozitul acela specific pentru Horeca. Da, în principal aceasta este măsura urmărită, dar în același timp, la sfârșitul anului, sunt valabile în continuare acele ajutoare acordate pentru șomajul tehnic, deci sume care sunt plătite persoanelor pentru activitățile închise, în mod similar cu perioada de urgență și starea de alertă. Însă aș vrea să punctez că măsurile pe care le are în vedere Ministerul Finanțelor se referă doar la acest sector, într-adevăr, aflat într-o mare suferință, ci se referă și la măsuri de eșalonare a plății pentru firmele care nu au achitat în această perioadă impozitele pe care le-au declarat. Deci acea amnistie temporară până la 25 octombrie se apropie de sfârșit și în acest sens a fost propus un mecanism simplificat de eșalonare a plăților pentru obligațiile fiscale acumulate de-a lungul perioadei de pandemie. Deci aceasta ar fi principala măsură, o măsură așteptată. Bineînțeles că toții ne-am dorit ca statul să aibă mai multe resurse pe care să le împingă în economie. Realitatea economică este că niciodată nu există astfel de resurse în cantitate suficientă pentru a mulțumi pe toată lumea. Domnule Duca, bună seara! Andrei Gheorghe, sunt tot în proiectul de ordonanță de urgență al Ministerului de Finanțe. Este prevăzută și scutirea de la sancțiunile pentru operatorii economici care nu și-au conectat casele electronice de marcat la serverele ANAF. Ce părere aveți despre acest aspect al proiectului? Aici este vorba de o reparare a unei greșeli sau unei erori de calcul a Ministerului Finanțelor. Deci până la sfârșitul lunii septembrie, primarii contribuabili trebuiau să-și conecteze casele de marcat la serverele ANAF. Din motive care țin de organizarea internă a ANAF, acest lucru nu a fost posibil. Și ar fi fost absurd să fie sancționați contribuabilii pentru o culpă care revine de această dată autorităților statului. Nu s-au îngrijit ca în termenul pe care singur l-au stabilit să pună la dispoziția contribuabililor serverele și conexiunile necesare pentru conectarea caselor de marcat. Bun, deci în felul acesta aduc la realitate o problemă care aparținea, cum spuneați, ANAF-ului și nu contribuabililor. Cât de importante credeți că sunt aceste facilități care vor continua să fie acordate sectoarelor aflate în suferință? Ele vor salva, să spunem, o serie de companii? În principiu, salvarea nu vine din ajutorul statului, acesta reprezintă doar o modalitate de a ține în viață câteva mii sau sute de mii de afaceri, nu știu dacă estimarea este corectă, mai degrabă zeci de mii de mici afaceri. Problema de fond este că după această pandemie, economia nu va mai fi la fel. Asta este elementul esențial și fără îndoială că trebuie ca fiecare dintre cei care operează o afacere să gândească ce face în situația în care pandemia se prelungește,
sau restricțiile legate de pandemie se prelungesc și cum își va construi afacerea în condițiile în care ajutorul statului nu poate continua la infinit. Deci este o situație în care presupune un efort comun, atât de creativitate din partea antreprenorilor, cât și financiar din partea statului. Am observat cu toții că multe firme din sectorul Horeca s-au orientat spre sectorul online, căutând astfel să suplinească sau să evite restricțiile cu care se confruntă în acest moment. Da, e vorba de mutarea vânzărilor către comenzile online. Este o încercare pe care mulți antreprenori din acest domeniu au făcut-o, este adevărat. Cu mai mult sau mai puțin succes, dar în principiu a fost o cale de urmat, nu? Cred că am observat cu toții că a avut loc un proces de digitalizare fără precedent. Adică este evident că sunt multe lucruri care ne nemulțumesc în relația cu autoritățile statului, dar lucruri care păreau de neconceput acum câteva luni de zile au devenit ceva obișnuit, adică corespondența prin e-mail, utilizarea în mod permanent a portalurilor de furnizare de informații de către autoritățile statului. Aceste lucruri sunt pași pe care ne-am dorit să îi vedem accentuați și în perioada următoare și în mod similar și în domeniul în alte domenii ale economiei, digitalizarea, lucru de acasă, comenzile online, sunt lucruri care deja au devenit naturale pentru cea mai mare parte a românilor. Măcar atâta, mă rog, măcar acestea să fie câștigurile, dacă le putem numi așa, acestei perioade, aici mă refer la digitalizarea relației dintre contribuabil și administrație. Mai am o întrebare, v-aș ruga să faceți un comentariu legat de această dată despre care tot discutăm și care, iată, se apropie, 25 octombrie. O considerați o dată importantă pentru cei care au ajuns sau vor ajunge la scadența acelor facilități fiscale acordate de către legislație sau nu, sau credeți că nu va fi o problemă să treacă peste această bornă 25 octombrie? 25 octombrie, într-adevăr, este o dată cheie pentru foarte multe afaceri. Vom vedea câte dintre afaceri vor apela la mecanismul de eșalonare, câte vor prefera să intre în insolvență, câte vor prefera să își achite datoriile acumulate și să continue activitatea în ritm accelerat. Dar nu ne putem, sau eu cel puțin nu aștept și nu mă aștept ca să existe o amânare a acestui termen, deși în Parlament se discută de amânarea acestei date de referință pentru sfârșitul anului, pentru că ne împrumutăm, dar la un moment dat trebuie să și plătim aceste împrumuturi și cred că perioada de grație se apropie de sfârșit. Și dacă tot am ajuns, domnule Duca, în zona asta a împrumuturilor, în prima parte a emisiunii noastre ne-am propus să discutăm și despre ultimele ieșiri în piața ale Ministerului Finanțelor. 342 de milioane de lei de pe piața internă. Cum este această sumă raportată la necesarul de împrumut din acest an, care am văzut că este destul de mare? Ce pot să spun? N-am făcut o analiză detaliată și comparativă a împrumuturilor pe care le face Ministerul Finanțelor. Eu cred că este vorba de operațiuni curente, de refinanțare a datoriei, sau a deficitului bugetului de stat. Vorbim de faptul că de mai bine de 5 ani de zile noi funcționăm pe deficit și datoria publică crește. Bineînțeles că în unele perioade a crescut cu un ritm mai mic decât creșterea economică, ceea ce a dat senzația că avem o pondere a datoriei sau avem o creștere a datoriei mai mică decât era în realitate. În această perioadă este de așteptat și este normal să avem o creștere a împrumutului public,
Nu avem alte surse de finanțare, nu vin banii de la, din economie ca să finanțeze bugetul și atunci singura modalitate este de a te împrumuta fie din surse interne, respectiv bănci și populație, fie din surse externe, vorbim de creditori instituționali sau bănci comerciale din străinătate. Pe de altă parte, o veste bună ar fi randamentele la care se împrumută statul român. Au scăzut față de luna august, spre exemplu, când erau 4,19%, acum undeva la 3,61%. Cărui fapt se datorează această scădere? De când a intervenit BNR-ul, știm că în august BNR-ul, în ședința de politică monetară, a scăzut dobânda cheie de la 1,75% la 1,5%. Mi-e greu să fac o estimare a cauzelor sau motivelor care au condus la această reducere. Cred că mai degrabă este vorba de o lipsă a oportunităților de plasament decât de o performanță excepțională a guvernului. Deci, cred că aici trebuie să căutăm elementele care conduc la o diminuare a dobânzilor pe care le plătim la împrumuturi. Dar în același timp trebuie să recunoaștem că față de guvernările anterioare există o oarecare frână pusă pe cheltuieli, ceea ce dă și o percepție pozitivă, nu aș zice mai bună, mai pozitivă decât în perioadele anterioare. Aș mai avea o întrebare, domnule Duca, și anume, am văzut că există opinii, în special din zona politică, nu vrem neapărat să intrăm în politică, dar am vrea să avem poate o explicație cât de cât tehnică, și anume se vorbește despre faptul că nu se știe unde se duc aceste împrumuturi, se sugerează această idee sau uneori este spus explicit. Și atunci v-aș ruga să explicați în câteva idei, câteva fraze, câteva minute, felul în care se cheltuiesc acești bani care se împrumută de pe piața internă sau de pe cea internațională, așa cum spuneați. Da, astfel de întrebări sunt mai degrabă retorice sau mai, cum să zic, se ridică niște semne de întrebare cu privire la întrebări la care toți cunosc răspunsul, dar nu vor să-l dea. Corect. Răspunsul real este că orice sumă împrumutată este pentru finanțarea deficitului. Asta este foarte simplu. Toate sumele care sunt împrumutate de statul român sunt pentru a finanța diferența dintre cheltuielile mai mari și veniturile mai mici. Asta se întâmplă în permanență din 1990 încoace. În fiecare an aproape am avut această problemă. A existat un singur an în care, din câte mi-amintesc eu, în care am avut deficit, n-am avut deficit, am avut excedent bugetar prin an, dacă nu mă înșel, în 2013, scuzați-mă, în 2013 am avut un astfel de eveniment, da, care ar fi trebuit să se repete în toată perioada următoare. Dar e singular, în 30 de ani, unul în 30 de ani înseamnă ceva, cum spuneți, nu? Da, asta arată, aș zice eu, competența și gradul foarte mare de cunoaștere al celor care coordonează politicile bugetare. Continuă să acumuleze datorii, dar fără a le orienta aceste sume sau aceste deficite spre finanțarea unor cheltuieli de investiții. Plătim în continuare sau ne împrumutăm pentru a plăti obligații curente. Și lucrul ăsta nu este chiar... Aici e una dintre probleme pe care vreau să vi le spun și anume, sigur că e clar că avem o creștere a datoriei publice, avem, cum spuneați, deficite. Din păcate, aceste împrumuturi nu se văd în zona de investiții publice sau se văd foarte puțin, ca să nu fiu atât de radical în exprimare. Da, este o afirmație corectă și reală. În perioada de criză, în perioada 2010-2011, s-au făcut mai multe investiții decât în perioada de recuperare ulterioară. Lucru care vorbește de la sine. În anul acesta, în 2020, s-au făcut mai multe investiții și s-au lansat mai multe investiții publice decât în anul precedent sau în anii anteriori.
lucru care arată o altă politică fiscală și care, fără îndoială, are rolul ei în a îmbunătăți percepția pe piețele publice, piețele internaționale, mă scuzați. Bun, și o ultimă întrebare, cel puțin din partea mea, nu știu dacă mai are colegul meu. Spunea ieri, dacă nu mă înșel, ministrul finanțelor Florin Câțu că urmează ca agențiile de rating, cele trei agenții de rating, să stabilească ratingul de țară pentru România. Ce așteptări aveți? Să mențină la calificativul actual, să scadă ratingul de țară? În momentul de față, o scădere de rating de țară ar putea fi justificată numai de un context regional în care regiunea ar pierde credibilitatea în fața investitorilor. Din punct de vedere al politicilor fiscale, nu s-au făcut prostii prea mari în ultima perioadă care să conducă la o degradare a ratingului de țară. Mă aștept să rămână stabil așa cum este în momentul de față, cel puțin până după alegeri. Bun, și e și ultima mea întrebare, dacă vreți, ca o concluzie a discuției noastre. Fac apel la dumneavoastră ca un specialist care discută cu oameni de business, cu companii, cu reprezentanții companiilor, și vă întreb aproape ca de obicei când ne vedem să discutăm, care este pulsul companiilor pe care îl simțiți dumneavoastră și pe care îl primiți de la oamenii de business? Ce spun ei? Cum privesc viitoarea perioadă? Sunt sentimente amestecate. Pe de o parte este îngrijorare, pe partea cealaltă încearcă cu toții să valorifice oportunitățile pe care le oferă o perioadă de criză. În ciuda aparențelor, o perioadă de criză este una în care cei mai mulți ajung să se concentreze asupra afacerilor proprii și să ia măsuri pe care le-au tot amânat de-a lungul timpului. Deci, în esență, așteptările sunt legate și de sfârșitul de an și cred că veștile pe care le primim de pe frontul pandemiei nu sunt tocmai îmbucurătoare și sunt de natură să crească îngrijorarea oamenilor de afaceri. Mulțumim pentru această intervenție. A fost alături de noi domnul Emilian Duca. Domnul Duca este consultant fiscal și doctor în economie. Îi mulțumim încă o dată pentru prezență și sigur că vă așteptăm și cu o următoare ocazie. Și eu vă mulțumesc. O zi bună vă doresc. O seară bună. Mulțumim. O seară excelentă și dumneavoastră. Așadar, sentimente amestecate, spune Andrei, vis-a-vis de mediul de business. Unii încearcă să obțină, nu, să beneficieze de oportunitățile care pot apărea într-o criză. Îmi place această idee, de fiecare dată o aud și este reală, dar există și o îngrijorare legată nu de situația sanitară. Da, pentru că nu știm ce ne aduce ziua de mâine din acest punct de vedere. Cei mai mari analiști economici ai lumii ridică această problemă mai mereu și spun că și revenirea va fi în funcție de cum evoluează pandemia. Da, și chiar astăzi, de exemplu, în București avem un set de noi restricții, să le numesc, printre altele. Un set de noi restricții, nu? Care purtarea măștii în spații publice. Un fel de deja vu, așa, ne amintește cumva de perioada martie, aprilie. Sunt restricții care se regăsesc din perioada respectivă. Sperăm că vor rezolva problemele cu care se confruntă țara noastră și că nu vor fi și alte restricții peste acestea. Înțelegem că sunt în vigoare 2 săptămâni, dacă nu. Da, acesta este termenul, vom vedea ce se va mai întâmpla. Sunt așteptări destul de mari să scadă numărul de cazuri în săptămânile acestea două. Da, luăm o scurtă pauză? Sigur că da, luăm o scurtă pauză, după care revenim și discutăm despre comerț electronic. Online și despre comerț. Mesaj de interes public.
pentru sănătatea dumneavoastră și pentru a contribui la împiedicarea răspândirii noului coronavirus COVID-19, Autoritatea pentru Digitalizarea României vă recomandă să folosiți plățile cu cardul bancar, plățile online, serviciile de internet banking. Accesați pagina www.ghiseul.ro pentru a achita online toate taxele și impozitele, inclusiv amenziile. Aveți grijă de sănătate! O campanie inițiată de Guvernul României prin Autoritatea pentru Digitalizarea României. Mesaj de interes public. Deșteaptă-te, române! Avem nevoie de produse românești. Nu avem voie să uităm gustul românesc. Avem nevoie de toți fermierii României care lucrează pământul, cresc animale și asigură hrana noastră a tuturor. Avem nevoie de tinerii agricultori care pot și trebuie să ia banii europeni și să dezvolte fermele de familie. Nu avem voie să ne dăm bătuți. Acum, mai mult ca oricând, trebuie să conștientizăm că agricultura este o șansă pentru România. Și tu crezi în aceste valori. Alătură-te campaniei susținută de ASDA și AgroTV. De ce trebuie să stai în casă? Cum se răspândește virusul? Cum te protejezi pe tine și pe apropiați? Ce-ți spun specialiștii din sănătate? Ce-ți recomandă medicii? Informează-te corect. Află tot ce trebuie să știi. Intră pe lucmedica.ro. Să ne vedem sănătoși! Sunt Ciprian Aron și vă spun cum arată o companie de succes. Depinde de viziunea pe care tu o ai pe termen lung. Am ajuns numărul 2 în piață ca și cifră de afaceri. Am dorit să mergem pe, nu pe cantitate, ci pe calitate. Și cred că modestia este apanajul oamenilor educați. Indiferent unde aș ajunge, voi fi un om modest. Într-adevăr, dacă realizările mele sunt mari, trebuie să fie remarcate de oameni, nu de mine. Mi-au făcut surpriza să prezint totul în finalele de la BNL Italia cu Nadal și cu toți jucătorii. Deci pentru mine a fost o realizare foarte mare. Produsele pe care le faci, trebuie să le faci în primul rând să-ți placă ție, să fii mulțumit de produsul cu care tu te prezinți în fața consumatorului. Noi când am investit aici, în primul rând ne-am gândit să facem ceva, să demonstrăm că și în România se poate face. Am principii și principii morale care îmi dau mie un confort și care mă fac să mă simt bine și când pun capul pe pernă să dorm liniștită. Urmărește și descoperă lumea afacerilor adevărate în Profil de companie. Nu s-a terminat. Vin vești bune de la Bruxelles. Comisia Europeană a aprobat schema de ajutor. Documentele strategice necesare României sunt în proces de elaborare. Autoritatea de supraveghere financiară aduce vești bune. Dar cheltuielile au urcat cu 13,4%. Cum ar fi să primiți bani fără să trebuiască să munciți? Noi controlăm temperatura ca la NASA. Unul dintre cei mai importanți colecționari de artă din România din perioada interbelică era un chelner. Conserve este un termen francez, a conserva, dar a apărut în context în care conservai prin fum,
tare. Niciodată prin euri. Și probabil foarte puțini sunt pregătiți pentru asta. Niciunuia dintre ei eu nu i-am cerut CV-ul. Pentru că eu n-am angajat CV-ul. Speranța toată în generația tânără este. Aceste generații noi au un ADN antreprenoriatul. Noi suntem într-o țară de chibiți. Peste tot sunt chibiți, oameni care își dau cu părerea, dar nu fac nimic. Motivația mea a fost să văd oameni fericiți în jurul meu. Urmăriți informațiile care pot fi benefice vieții și activității voastre în emisiunea Dialoguri de Valoare. Am revenit la back in business. Dacă putem spune despre un domeniu că este back in business, atunci cu siguranță acesta este comerțul online. Așa este, comerțul online care, citez acum, a ținut economia deschisă și în mișcare pe toată perioada pandemiei. Este o concluzie la care a ajuns directorul executiv al Armo. Totodată, în Europa de Est se înregistrează cea mai puternică creștere a comerțului digital, respectiv de 27%, iar România stă și mai bine de atât, o creștere de 30% la acest capitol. Bun, deci se pare că avem în această zonă oameni fericiți, cum se spune, apropo de oportunitățile de afaceri. O să discutăm imediat cu unul dintre, un reprezentant al acestui domeniu. Însă, până atunci, nu putem să nu remarcăm, cum spuneai, creșterea importantă. Sigur că ea este dată și de ceea ce s-a întâmplat în pandemie. Am văzut cu toții, nu, cum tot mai mulți consumatori au utilizat comerțul electronic, dar este o tendință care începuse deja în România cu câțiva ani în urmă. Da, pe de altă parte, cum discutam și în prima parte, nu știu, să ne referim la Horeca, spre exemplu, foarte mulți antreprenori s-au mutat în online și încearcă să supraviețuiască prin intermediul online-ului și să vândă anumite produse făcând astfel de comerț electronic. Așa este. Haideți să discutăm acum cu un reprezentant al acestei industrii. Îl avem acum la telefon pe domnul Andrei Radu, președinte și director general, fondator al unei companii de profil din acest domeniu. Bună seara, domnule Andrei Radu, vă mulțumim pentru prezența în emisiunea noastră. Bună seara și vă mulțumesc pentru invitație. Știu că recent, adică pe 15 octombrie, a fost Ziua Națională a Comerțului Electronic. Pare așa o sărbătoare care are o anumită relevanță, fără o mare istorie, dar nici n-avea cum să aibă o mare istorie, și v-aș ruga să ne spuneți cum a sărbătorit această zi, evident mai în glumă, mai în serios, dar ce s-a întâmplat în această zi, ce ați făcut și sigur, care sunt elementele importante ale zonei de comerț electronic din ultima perioadă? Într-adevăr, Ziua Comerțului Electronic în România nu are o tradiție, pentru că este primul an în care s-a decis, să zicem, la nivel al autorităților statului, că data de 15 octombrie este denumită de acum înainte și sărbătorită Ziua Comerțului Online din România. A fost o inițiativă propusă de Asociația Română a Magazinelor Online. Și iată că, în final, industria sau sectorul de e-commerce din România are această zi de sărbătoare. Acum, ca să revin la întrebarea dumneavoastră, e foarte adevărat că nu prea am sărbătorit această zi dată fiind situația pandemică din România, dar am participat la un eveniment pe care l-a organizat Armo pentru această zi și în care am discutat alături de alți reprezentanți despre starea actuală a pieței de e-commerce, precum și de piedicile în dezvoltarea ei.
Să începem, poate vă propun cu lucrurile bune. Nu am văzut o creștere estimată între 30 și 40% în primul semestru al acestui an. E o cifră extrem de frumoasă, aproape spectaculoasă. Spuneți-ne cum simțiți dumneavoastră sau dați-ne, vă rog, și alte amănunte vis-a-vis de această creștere. Da, este foarte adevărat că piața, sectorul de e-commerce în România anul acesta a crescut semnificativ, lăsând la o parte situația neplăcută creată de această pandemie și situația epidemiologică actuală, pe care nimeni nu și-a dorit-o. Pentru sectorul de e-commerce a însemnat, să zicem, o binecuvântare, adică s-a dezvoltat piața mult mai accelerat decât în alți ani. Așadar, anul acesta, spre exemplu, ne așteptăm la o piață per total e-commerce de aproximativ 5,5 miliarde de euro. Și ca să aveți un grad de comparație, anul trecut cifra era undeva la 4,3 miliarde de euro total piață de e-commerce pe un an de zile, deci în 2019. Anul ăsta, practic, creșterea este, așa cum spunea și dumneavoastră, între 30 și 40%, ceea ce înseamnă un boost mare, adică e un pas important. Ca să fim realiști, nu cred că mai putem întâlni o industrie care a crescut în această perioadă cu acest nivel. Dar sigur, condițiile sunt excepționale, cum spunea și dumneavoastră, în felul lor. Da, e foarte adevărat. E printre puținele sectoare care s-a dezvoltat semnificativ anul acesta. Însă, aș spune și că această creștere este semnificativă de la un an la altul, chiar și în condiții normale. E adevărat că nu în aceste procente, dar iată, de pildă, 2019 versus 2018 a înregistrat o creștere de peste 20%. Iar 2018, undeva din 2015 până în 2018, creșterea anuală, noi o numim year over year, este de aproximativ 30% de la un an la altul. Deci vine pe o tendință. Tendința este de creștere a acestei industrii. Exact. Bun, nu trebuie să ne miră aici, până la urmă. Vă rog. Iar aici aș face o singură precizare. Ar trebui să avem totuși în vedere faptul că astfel de procente semnificative de creștere se întâmplă în general în piețele care sunt pe trend de dezvoltare și n-au atins încă o maturitate. Dacă comparăm, să zicem, România cu Marea Britanie, unde sectorul de e-commerce este cel mai dezvoltat din Europa, nu mai spun Uniunea Europeană, da? Acolo, cu siguranță, ritmul de creștere este mai încetinit, pentru că, pe înțelesul tuturor, dacă aș crește de la 0 la 1, înseamnă că am o creștere procentuală de 100%. Da? Deci când cresc de la mic, de la foarte mic la mai mic și la mai mare, creșterile procentuale sunt din ce în ce mai mari, după care se reduc, pentru că piața devine matură. Asta înseamnă, și am făcut precizarea asta, asta înseamnă că sectorul de e-commerce din România este în continuă evoluție, iar în acest moment este probabil printre cele mai bune momente în care antreprenorii ar dezvolta business-ul pe online. Deci acum ar fi momentul în care să intre în online, atâta vreme cât piața este permisivă și în creștere. Va fi din ce în ce mai dificil când piața se stabilizează, devine o piață matură, concurențială, și va fi foarte greu atunci să găsești, să zicem, nișa ta în această piață. Absolut, aveți dreptate. Acum, dacă vorbim de astfel de domenii, de acest domeniu, v-aș vrea poate să adâncim un pic analiza și să ne spuneți în ce zone a crescut comerțul online, adică domeniile în care au fost accesate de consumatori, dacă aveți câteva cifre, chiar dacă nu sunt la zi, poate măcar să ne orienteze în acest spațiu. Sigur. Există un sondaj de opinie, un studiu care a fost făcut în septembrie anul acesta, deci luna trecută, de către cei de la Curs, și care s-au axat foarte mult pe verticalele care au crescut în timpul pandemiei. Și evident, există aceste zone de tip mâncare, da? Deci food delivery, toate lucrurile legate de, să zicem, produse de igienă, dezinfectanți și așa mai departe. Astea au crescut spectaculos. În același timp, zona de fashion, de îmbrăcăminte, a crescut. Iar aici, evident că vorbim de un comportament ușor diferit. Dacă până acum se vindeau articole vestimentare, să zicem, pentru ținută de stradă sau pentru ținută de office,
au crescut de data aceasta ținutele pentru acasă, da? Adică articolele de vestimentație pentru acasă. De asemenea, două verticale care au crescut semnificativ în timpul pandemiei au fost partea de electronice, IT, electrocasnice, și aici s-a datorat acest lucru pentru zona de work from home. Au fost foarte multe corporații care și-au trimis angajații acasă și au spus ok, îți trebuie laptop, îți trebuie telefon, tabletă și așa mai departe. Drept urmare, a crescut numărul de vânzări pe aceste echipamente. Și de asemenea, toți cei care am lucrat de acasă și am petrecut mai mult timp acasă anul acesta, am avut ocazia să descoperim, să zicem, micile neajunsuri ale casei pe care puteam să le ignorăm până acum. Vă dați seama, mulți dintre angajați, antreprenori și așa mai departe petrec foarte mult timp la birou și n-au timp, ignoră anumite lucruri care se întâmplă acasă. Dacă stai acasă, la un moment dat vezi că nu-ți mai place, nu știu, televizorul sau trebuie un televizor mai mare, nu-ți mai place patul care are un defect, nu-ți mai place ușa de la șifonier. Drept urmare, toate produsele astea de zona, din zona home and deco au crescut spectaculos în timpul pandemiei. Tocmai pentru că toți, adică fiecare dintre noi și-a dorit să aibă un mediu în care trăiește, muncește și se și odihnește cât mai plăcut lui. Și vă așteptați să se și păstreze tendința asta sau în momentul în care se va termina pandemia, oamenii de dragul de a ieși se vor duce înapoi spre cumpărăturile clasice? Cu siguranță nu se va, adică nu se va păstra nivelul de cumpărături online ca în timpul pandemiei, ca atunci când am fost în lockdown, de pildă, da? Atunci când n-aveai voie să ieși decât cu acea declarație, mai ales în jurul blocului sau la magazinele de proximitate. Dar eu sunt convins că o bună parte din cei care de voie de nevoie acum au cumpărat online, poate pentru prima dată, au avut ocazia să simtă cât de ușor este să comanzi online, cât de comod este, și o bună parte din ei vor continua să facă acest lucru chiar și după pandemie. Sigur, vor exista probabil câteva zile sau o săptămână, două, o perioadă relativ scurtă de timp în care, în momentul în care vom avea din nou, ne vom recăpăta din nou normalitatea, o să vrem să ieșim, o să vrem să mergem la mall-uri, o să vrem să ieșim în parcuri, o să vrem să plecăm în concedii, dar ușor, ușor vom reveni și ne vom aminti cât de simplu era să vină, nu știu, cineva de la un magazin online, ca să nu-i dau numele, și să-ți aducă acasă produsele alimentare sau apa și așa mai departe, fără să te cari tu cu ea din magazin. Deci eu sunt convins că va exista un procent de oameni care va continua să comande online, descoperind acum cât de simplu este să comande online. Și vă așteptați și la o reorganizare în cadrul companiilor, adică anumite firme care până acum, spre exemplu un restaurant care până acum avea oameni doar fizic în sala restaurantului, să se mute în zona de online, să livreze mai mult în zona de online, să lucreze cu diferite aplicații. Vă așteptați și la lucruri de genul acesta? Da, sunt convins că cei care au deschis acum un anumit canal, partea asta de, să zicem, de food delivery, nu cred că vor renunța la ea sau ar fi o greșeală să renunțe la ea. Nu va dispărea restaurantul fizic și nici nu ne-am dorit niciunii din noi chestiunea asta. Dar dacă au descoperit un alt canal, sunt convins că un antreprenor, să zicem, înțelept, va specula în continuare acel canal. Va merge pe ideea de food delivery, pentru că și atunci când se vor întoarce toți angajații, să zicem, corporații și așa mai departe, vor putea să-și comande mâncarea online la birou. Lucrurile astea deja se întâmplau înainte de pandemie, acum cu atât mai mult, cum să spun, obișnuința cu care am făcut acest lucru în timpul pandemiei, cred că își va spune cuvântul și pe viitor. Și tind să cred că orice antreprenor care a făcut acest pas în direcția de online ar trebui nu doar să-l mențină, ci să-l și dezvolte. Am văzut foarte multe aplicații care au luat naștere în perioada asta de pandemie, în perioada de lockdown, și care funcționează cu deosebit succes. Vă dau un exemplu de aplicație care s-a lansat, cred că în iarna aceasta,
de tipul vin acasă la tine, îți iau rufele, ți le duc la curățătoria chimică și ți le aduc înapoi curate. Da. Cât de comod este lucrul ăsta, adică e excepțional și astfel de oameni, astfel de entități juridice, astfel de companii ar trebui să existe în continuare. Absolut. Domnul Andrei Radu, evident că ne bucurăm de această creștere, avem un domeniu care, iată, reușește să aibă cifre de creștere importante, însă trebuie să avem o bucurie reținută să ne întoarcem la indicele european al digitalizării și acesta, sigur, realizat înainte de pandemie, ne arată totuși cifrele se află România. Și anume, comerțul electronic, doar 29% din utilizatorii de internet au făcut cumpărături online în România, da, spre deosebire de media europeană de 71%. Iar în ceea ce privește vânzarea de produse electronice, doar 3% dintre utilizatori au vândut un produs și doar 11% din întreprinderile mici și mijlocii au făcut vânzări online. Deci cam aici ne aflăm. Sigur că aceste cifre, dacă privim partea pozitivă, ne arată potențialul de creștere al acestui domeniu, un potențial despre care ați vorbit și dumneavoastră. Este perfect adevărat și dacă vedem jumătatea plină a paharului, da, arată exact potențialul dezvoltării pieței. Din păcate însă, realitatea în momentul de față ne spune că da, suntem la coada clasamentului DESI, acest index de digitalizare și din păcate lucrul ăsta nu se reflectă doar asupra zonei de comerț online, ci după cum vedem asupra digitalizării administrației, asupra digitalizării întregii economii ca idee, pentru că România suferă tare mult la acest aspect. De-abia acum, de plină pandemie, am văzut campanii de încurajare a plăților prin card și autorități care au spus evitați plata prin cash pentru că se transmite virusul etc. etc. și plătiți prin card, dar astfel de campanii, așa cum să spun, vizibile, m-aș feri să spun agresive, dar astfel de campanii vizibile nu au fost făcute până acum. Și este păcat. Ne uităm la țările din jurul nostru, Estonia, care este o țară de 1 milion și un pic sau câteva milioane de locuitori, nu mai țin minte exact, care este perfect digitalizată din punct de vedere al administrației. Da? Noi, din păcate, nu suntem încă acolo. Încă vorbim de, nu știu, state care nici măcar nu au curent electric, canalizare, apă și așa mai departe. Iar din punct de vedere digitalizare, încă avem foarte mult de muncă. Eu sper ca în urma acestei chestiuni, cu pandemia, când a trebuit inclusiv să ne gândim cum fac copiii școala online, sper ca ăsta să fie un semnal de trezire, așa numitul wake-up call pentru autorități, și să-și dea seama că digitalizarea este esențială, iar din punctul meu de vedere o țară care nu are la bază partea asta de digitalizare nu prea mai are șanse de reușită ca economie în viitorul apropiat. Din acest punct de vedere, o continuare a ceea ce spuneați, din câte știți din acest domeniu, care sunt lucrurile care ar trebui făcute pe care le reclamă zona aceasta de comerț online, asociația de profil din zona comerțului online. Așadar, ce ar mai trebui făcut de către autorități sau chiar de către industrie pentru ca avântul pe care a luat acest domeniu să continue? Păi, pe lângă infrastructura în sine, adică cum să aducem internet peste tot, cum să punem în fața oamenilor, în mâinile oamenilor, echipamente digitale, pe lângă acest lucru, eu cred că e nevoie foarte mult de educație. Tot în zona acestui sondaj de opinie, am fost surprins, să zicem, trist când am citit un rezultat care spunea, domne, sunt foarte mulți români care nu comandă și nu plătesc online prin card pentru că nu știu să folosească cardul. Da? Deci, ei asta au răspuns. Eu nu știu să folosesc cardul pe internet ca să pot să plătesc cu cardul. Deci este o lipsă de educație în această zonă. Și aici lucrurile sunt cumva mai vechi de unde provine această mare problemă. Pentru că la noi, când s-au emis cardurile acum mulți ani de zile, s-a făcut un heirupit de genul ăsta de hai să emitem carduri,
hai să-i facem pe oameni să folosească cardul, obligându-i să primească salariul pe card. Și dacă vă mai amintiți, acum 10-12 ani de zile, în fiecare zi de salariu vedeam cozi la ATM-uri, la POS. Da, le mai vedem și acum în unele situații. Exact, mai vedem, exact. În unele zile le mai vedem și astăzi și în această perioadă. Au primit bani pe card, ne-am dus repede să-i scoatem cash. Pentru că atunci când s-a făcut emiterea de carduri, nu s-a făcut și o campanie de educare în acest sens. Și este destul de complicat să schimbi niște mentalități ale unor generații care au trecut prin comunism, unde nici măcar nu exista internet, card, uneori n-aveam nici curent electric. E adevărat. Deci cred că este foarte importantă zona de educație din acest punct de vedere. Da, deci iată, avem câteva repere. V-aș ruga, doar știu că sunteți și dumneavoastră un antreprenor în acest domeniu, să ne spuneți în câteva cuvinte cum v-ați adaptat la această perioadă de pandemie ca antreprenor de data aceasta. Eu fac parte din antreprenorii care au fost puternic loviți de chestiunea asta, pentru că noi ca entitate GPEC, așa cum ne numim, noi reprezentăm, să zicem, cele mai importante evenimente de comerț online din România. Și toată industria de evenimente în perioada asta este la pământ. A căzut, da. Fizice, da. Așa cum săracii au căzut și cei din Horeca și mulți alții, teatre, cinematografe și așa mai departe. Singurul, să zicem, că m-ați întrebat din punct de vedere al meu ca antreprenor, ideea este că dacă ne-am ocupat de zona de comerț online, pentru noi a fost destul de simplu să pivotăm și să facem evenimentele online. Deci în acest moment, chiar peste mai puțin de 2 săptămâni, avem un eveniment GPEC Summit, se numește, care ar fi trebuit în fiecare an să aibă loc în mod tradițional, in person, da? Adică fizic, și va avea loc exclusiv online pe 2 și 3 noiembrie. Bun, era normal să vă adaptați, mă gândesc, dumneavoastră, care aveați o legătură foarte apropiată cu industria. Doar o ultimă întrebare, sigur, cea mai delicată la final. Am văzut, spre exemplu, că marea companie Amazon a suferit la un moment dat în Statele Unite. Zeci de mii de angajați au fost infectați cu coronavirus. În România, din fericire, n-am avut acest fenomen. Cum priviți această situație? Poate publicul omea se poate avea temeri vis-a-vis de o situație de genul acesta. Nu știu sincer cum au gestionat cei de la Amazon această chestiune. Nici nu-mi dau seama cât din informațiile care au fost vehiculate în media sunt corecte, sunt adevărate sau nu, sunt corecte sau nu. Că de fiecare dată atunci când vorbim de entități mari, există și zona de speculație. Pe de altă parte, cel puțin în România, știu din discuții cu principalii jucători, cu magazinele mari din România, precum și cu firmele de curierat, că s-a avut grijă din toate punctele de vedere de atât de sănătatea angajaților, cât și de manipularea coletelor și de sănătatea celor care primesc acele colete. Da, fapt dovedit că nu am avut astfel de... N-au fost cazuri în această zonă. Exact, exact. Drept urmare, nu cred că ar fi vreun motiv de teamă pentru cineva să comande online și să primească coletul laus. Să ne oprim în seara aceasta aici. Vă mulțumesc pentru prezența telefonică la emisiunea noastră. A fost alături de noi domnul Andrei Radu, președinte, director general și fondator al unei companii din acest domeniu. Vă mulțumim și noi. Așadar, Andrei, am văzut, iată, un domeniu care a crescut. Da. Un domeniu, cum numeam noi, câștigător. Exact. Domeniu... Printre puținele, adevărat, dar ne face o plăcere. O creștere destul de spectaculoasă. Absolut. Deși a fost o creștere și de la 2018 spre 2019. Da, veneau pe tendință de creștere. Mai mică de 20%, dar o ca creștere. Să încheiem așa seara cu o destănuire, tu comanzi online, nu? Sau... Evident. Ești evident. Un client cel al puțin acestor... mâncare, cel puțin cel mâncare... Cel puțin mâncare destul de... Da, am început și eu să comand online, deci iată avem deja destul de des, dar uite, când plecăm spre casă, cum comandăm taxi? Exact, tot online, o aplicație de rides. Bine, deci comandați online, astea sunt vremurile, acestea sunt zilele. Vă spunem ca de obicei, Andrei Gheorghe, Constantin Rudnitski, să rămâneți alături de noi, ne revedem mâine seară și să ne vedem și să ne auzim sănătoși, toate cele bune!